Violeta Ivanov și echipa Partidului Șor insistă asupra faptului că atât pentru deplasarea propriilor cetățeni, cât și pentru valorificarea potențialului de tranzit al Republicii Moldova, sunt necesare drumuri reparate în totalitate. Repararea a 100% din drumurile locale și naționale. Construcția autostrăzilor, de la nord la sud, de la vest la est. Moldova merită schimbări.